Studena se naște din trei izvoare în munții Pădurea Neagră și se varsă prin trei brațe în Marea Neagră. În aceste brațe s-a format un habitat acvatic uimitor, plin de viață și unic în Europa. Bine ați venit în Delta Dunării! Delta este un tărâm al apei. S-a format de-a lungul a 10.000 de ani și continuă să crească încă și astăzi. Este un labirint de lacuri și canale ce șerpuiesc prin cea mai mare suprafață compactă de stuf din lume. Este rezervația biosferei și singura zonă naturală din România aflată în lista patrimoniului UNESCO. Delta are o biodiversitate uimitoare, peste 5.000 de specii și ocupă un loc fruntaș la acest capitol în întreaga lume. Probabil cel mai mare spectacol este dat de păsări. Sunt peste 300 de specii de păsări în Delta Dunării, aproape jumătate dintre speciile prezente în Europa. Cu așa o mare diversitate, chiar și la o plimbare scurtă, ai șansa să te bucuri de spectacolul pe care acestea îl oferă, mai ales în lunile de primăvară. Fotografic vorbind, Delta este un paradis pentru orice iubitor de natură și mai ales de animale. Poți întâlni aici specii comune, precum lebăda, egreta mică, stârcul galben sau țigănușul, dar și specii mai rare sau mai greu de văzut în alte părți, cum ar fi cormoranul mic, lopătarul, dumbrăveanca sau codalbul. Peisajul este și el destul de ofertant, mai ales dacă vă alegeți un prim plan care să pună în valoare compoziția. Filtrul de polarizare este important pentru a elimina reflexiile de pe apă și pentru a accentua culorile, iar filtrul gradual neutru este și el util pentru a putea echilibra expunerea. Lumina caldă vă aduce un plus de valoare, așa că nu trebuie să ratați niciun răsărit sau apus când sunteți aici, indiferent că alegeți să fotografiați păsări sau peisaj. Unul dintre momentele mele preferate din Delta este răsăritul, iar azi dimineața am avut parte de unul foarte spectaculos. După ceva cadre de peisaj, o să mergem să căutăm și niște păsări. Pelicanii sunt cu siguranță cele mai emblematice păsări ale Deltei. Chiar dacă pentru un necunoscător par toți la fel, există două specii diferite, pelicanul comun, mult mai răspândit, și pelicanul creț. În urmă cu 100 de ani, pelicanul era o specie comună pe tot parcursul inferior al Dunării. Astăzi însă, aproape întreaga populație cuibăritoare a speciei se regăsește în delta, peste 4.000 de perechi. Vine la noi în migrație, în lunile calde, și iernează pe o suprafață ce se întinde din nord-estul Africii și până în India.
Se hrănește de cele mai multe ori în grupuri mari, alături de cormorani cu care fac echipă la pescuit. Poate mânca aproximativ 1 kg de pește pe zi. Pescuiește cu ajutorul pungii de sub cioc, însă atunci când înghite, trebuie să fie mereu atent ca peștele să intre cu capul în jos pe gât pentru a nu rămâne prins în aripioare. Procedura cere uneori timp și îndemânare. Dacă pelicanul comun are un penaj roz gălbui, pelicanul creț are preponderent tonuri de gri deschis. Denumirea îi vine de la penele crețe de pe cap, formate în perioada de reproducere. Este puțin mai mare decât pelicanul comun și poate atinge peste 3 metri cu aripile întinse. Este cea mai mare pasăre de la noi din țară. Pelicanul creț este mult mai rar decât cel comun, populația cuibăritoare fiind de doar aproximativ 300 de perechi. Fotografierea pelicanilor nu este neapărat complicată, datorită mărimii lor, însă pentru a putea fi creativi, puteți să alegeți un timp mai lung de expunere și să urmăriți mișcarea subiectului. Astfel, pasărea poate apărea clară, în timp ce fundalul și aripile pot fi redate în mișcare. Viața pe baltă poate părea uneori monotonă, mai ales dacă ești o banală lișiță în căutarea unui loc de cuibărit. Această specie este foarte comună și preferă zonele cu apă mai lină și pâlcuri de stuf care să-i ofere protecție. Este o specie monogamă și ambii parteneri construiesc un cuib relativ mare din plante uscate. Ca de obicei însă, unii muncesc mai mult decât alții. Pare o după-amiază liniștită, însă lucrurile sunt pe cale să se precipite, pentru că masculii sunt foarte teritoriali. Se poartă lupte aprige. După ce îți elimini concurența și ai parte de puțină intimitate, primești recompensa mult dorită. Ne continuăm plimbarea prin delta în căutarea celor mai emblematice flori de aici. Când fotografiați nuferi, poate nu ar fi rău să încercați să vă lăsați la nivelul apei pentru a obține o reflexie frumoasă. Și galbeni sunt și ei inediți, mai ales dacă încercați abordări mai abstracte. Insectele întâlnite în delta sunt și ele interesante, așa că nu ezita să le fotografiați și să le puneți în valoare printr-o profunzime de cât mai redusă. Thank you.
Mă aflu în pădurea Letea, alături de un bun prieten și ghid în Neta Dunării, Iliuță Goian. Spune-mi de ce este așa de special această pădure. Fiind cea mai nordică pădure subtropicală, Letea este foarte importantă din punct de vedere al florei. Avem aici o floră foarte specială ce nu se regăsește nicăieri în România. Acum, când suntem noi în sezonul ploii, găsim 10 specii de orhidee, dar mai ales ca peisagistică. Avem alternanțe de fâșii de pădure cu fâșii de dune de nisip, un contrast izbitor de la verdele pădurii la sărăcia vegetală a dunelor de nisip. Vom vedea imediat despre ce este vorba. Asta e liana de care îmi povesteai? Una dintre ele, asta e Peritotca greca, liana grecească, una dintre plantele cățărătoare din pădurea Letea. Și trăiește numai aici, în zona asta? În România, da, numai aici. Foarte interesant modul cum s-a împletit. Da, se înfășoară mai departe pe copac. O găsim până sus, în vârful copacilor. Poți să vezi chiar până sus, sus, până unde se urcă. Da. Am găsit o bucată de liană uscată prin pădure și este absolut fascinant cât de artistică poate să fie natura și cum reușește să împletească această bucată de lemn într-o spirală aproape perfectă. Orhideele din Letea constituie un subiect fascinant. Chiar dacă aceste flori par a fi specifice zonelor tropicale, ele se găsesc din plin și aici. Pentru a pune în valoare culoarea și forma acestora, este important să folosiți un obiectiv de macro și să aveți un fundal cât mai simplu. Nu uitați că trebuie să vă aplecați la nivelul lor pentru a le reda corect silueta. Pe lângă orhidee, mai puteți găsi și alte flori interesante de fotografiat, cum ar fi macii sau lăcrămioarele. Pădurea Letea este una dintre cele mai vechi rezervații naturale din România. Peisajul de aici este unul deosebit, iar pâlcurile de pădure alternează cu dunele de nisip, formate cândva pe fundul mării. Pentru ca acest peisaj să devină fotogenic, aveți nevoie de un cer spectaculos care să vă ofere contrastul necesar. Puteți să vă orientați și spre cadre mai strânse sau detalii care să pună în valoare specificul zonei. Am plecat din Letea pentru a putea să mai explorăm acest labirint de lacuri și canale și am ales un mijloc de transport mai inedit. Uneori este bine să lași aparatul deoparte și să te bucuri de natură, iar în delta poți face asta cel mai bine dintr-un caiac. Să vezi delta de la nivelul caiacului este un lucru spectaculos, mai ales pentru că nu mai ai în urechi zgomotul bărcii cu motor. Te bucuri de liniște și de mișcare. L-am întrebat pe Iliuță cum încearcă să promoveze mai bine această activitate. Printr-un proiect mai larg. Noi suntem Asociația Ghizilor Profesioniști din Delta Dunării și împreună cu partenerii noștri, Asociația Ivan Pațachin și Asociația Eco România, încercăm să obținem titlul de destinație de ecoturism pentru Delta Dunării. S-a început prin triunghiul Crișan-Caraorman, Mila 23 și foarte curând toată lumea va auzi despre turismul activ, despre ecoturism. Încercăm să schimbăm această mentalitate de a veni în Delta Dunării să stai și să vii în Delta Dunării să faci ceva. Să te dai cu un caiac sau cu o canoe sau cu, chiar și cu o lotcă tradițională la rame. Dar să fie un turism prietenos față de natură. Să renunțăm la acele bărci rapide care distrug totul în cale, să încercăm un turism lent,
fie că e cu barcă, cu motor, să fie un motor mic sau să meargă încet. Dar preferatele noastre rămân întotdeauna bărcile cu vâsle și pe asta ne axăm. Nu ne gândim la o promovare pentru anul acesta sau pentru anul viitor, ci vorbim de o promovare pe termen lung. Încercăm să schimbăm mentalitatea unor generații despre ceea ce înseamnă turism, relaxare, chiar odihnă activă. Deși am vrăsit doar o oră, mă declar mulțumit de plimbarea făcută și sigur am dat toate caloriile pe care le-am mâncat la prânz. De foarte mult timp mi-am dorit să văd delta de sub apă, așa că m-am hotărât să încerc și acest tip de fotografie. Pentru că nu trebuie să scufund aparatul la o adâncime foarte mare, o simplă husă subacvatică este de ajuns. Un monopied mă va ajuta să mișc aparatul, iar un cablu va face legătura cu o tabletă de pe care să pot vizualiza. După ce montați totul și vă asigurați că este tanș, aventura poate începe. Poate o să vă întrebați de ce am ales un sistem atât de complicat și nu m-am scufundat chiar eu. Ei bine, din două motive. Primul, pentru că nu sunt un bun înotător, iar al doilea, pentru că în delta este foarte mult mâl și ar putea fi deranjat și ar putea striga vizibilitatea. Fotografia subacvatică se face în mijlocul zilei, pentru că în acest moment razele soarelui nu se mai reflectă atât de mult de pe suprafața apei și intră mai multă lumină în interior. Cu toate astea însă, tot veți avea nevoie de un obiectiv cât mai luminos. Distanța focală trebuie să fie destul de scurtă, pentru că refracția limitează unghiul de cuprindere al obiectivelor. Primăvara de vreme este cel mai bun moment să încercați acest gen de fotografie. Apa este mai limpede, plantele mai frumoase, iar algele încă nu au reușit să se dezvolte suficient de mult pentru a îngreuna vizibilitatea. Chiar dacă ați crede că aici se termină provocările, ei bine, cea mai mare vine de la compoziție. Trebuie să încercați să simplificați foarte mult acest mediu uneori haotic și să căutați să compuneți cât mai armonios. Ultima zi din Delta, am dedicat-o fotografiei la pândă, poate cel mai eficient mod de a realiza imagini inedite, cu un comportament cât mai natural. Împreună cu Radu și Remus, am improvizat o ascunzătoare din bețe de cor și plase de camuflaj. După un scurt timp de așteptat în liniște, spectacolul a început.
Una dintre speciile mele preferate din delta este piciorongul. Cu un teleobiectiv mai lung și mai luminos, puteți obține imagini inedite dacă fotografiați în contralumină. Deși la prima vedere picioarele acestei păsări par incomode, se mișcă extrem de elegant. Are un avantaj față de alte păsări de țărm, pentru că se poate hrăni în apă mai adâncă. Hrana este culeasă cu ajutorul ciocului sub formă de pensetă și este constituită în cea mai mare parte din insecte acvatice, mormoloci, crustacee și pești mici. Chiar dacă lacurile pe care am ales să facem pânda sunt destul de mici și cu puternice influențe antropice, zona este foarte populată de păsări, uneori chiar de specii mai rare. O documentare bună este mereu de folos pentru a ști ce ați fotografiat și se poate face uneori chiar și pe teren. Sunt peste 300 de specii de păsări în delta Dunării și este aproape imposibil să le știi corect pe toate. Este bine să aveți un determinator de păsări cu care puteți să vedeți exact ce ați fotografiat. În cazul de față, un prundăraș gulerat mic. Pentru că pânda de dimineață a fost una foarte eficientă, ne-am pregătit ascunzătoarea și pentru seară. Chiar dacă o plasă nu o să vă acopere în totalitate, important este ca păsările să nu vă vadă silueta. Odată intrați în ascunzătoare, ar fi bine să nu mai ieșiți și să nu faceți mișcări bruște sau zgomote. Cele trei lacuri care formează complexul de la sărături Murighiol sunt destul de mici, însă cu toate astea sunt un loc de cuibărit pentru piciorong, cioc întors, lebede și mai multe specii de rațe și pescăruși. Dintre păsările mai deosebite care se întâlnesc aici, se remarcă rața roșie, rața cu ciuf și călifarul alb. Atunci când fotografiați dintr-o ascunzătoare, este important să fiți cât mai la nivelul păsării, să aveți un fundal curat și să fiți creativi în abordare. Uneori puteți fotografia printre plantele pe care le aveți în față pentru a crea o profunzime de câmp redusă, care să pună în valoare subiectul. Sunt puține păsări la noi în țară, la fel de specializate ca și ciocântorsul. Așa cum îi spune și numele, ciocul acestuia este curbat în sus și își prinde hrana prin mișcări specifice de cosire. Aceasta este aceeași ca și la piciorong, iar de multe ori, cele două specii își împart habitatul. Față de piciorong, ciocântorsul are membrană interdigitală și poate nota foarte bine. Este interesant că păsările se nasc cu ciocul drept, acesta devenind curbat după vreo 10 zile. Cu așa de multă acțiune în fața camerei, aproape că nu-ți mai vine să pleci. De altfel, este important să ieși din ascunzătoare cât mai spre seară pentru a deranja cât mai puțin păsările care ți-au oferit momente deosebite din intimitatea lor. Delta constituie poate cea mai de preț bogăție naturală a României, însă are nevoie de sprijinul nostru pentru o mai bună protecție. Pescuitul excesiv, braconajul, bărcile de viteză și construcțiile făcute fără cap sunt doar câteva dintre problemele cu care acest loc minunat se confruntă. Alegeți un turist prietenos cu natura, căutați plimbări cu bărci care au motoare mici cu un impact minim asupra mediului sau și mai bine, alegeți un caiac. Nu invadați zonele de cuibărit sau colonie de păsări și nu lăsați în urmă decât siajul efemer al trecerii voastre. Veți descoperi astfel delta cu alți ochi și numai așa o veți putea aprecia la adevărata ei valoare. În
episodul următor o să ne aventurăm pe cărări de munte în inima Bucegiului. O să străbatem împreună cele 7 chei pe care Ialomița le formează și o să ne bucurăm de locuri ascunse ale acestui munte.